Salute, dragi prieteni, ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea multă lumină, să fiți toți binecuvântați în această clipă, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Lumină pentru dumneavoastră, binecuvântare pentru familia dumneavoastră. Este o mare plăcere să fim aici uniți în fiecare zi prin această misiune și să vă ducem un cuvânt de credință, un cuvânt prietenesc, dumneavoastră care înfruntați problemele, înfruntați necazurile în viața dumneavoastră, să știți prin puterea credinței. Dumneavoastră, de asemenea, puteți depăși această problemă și puteți birui, puteți avea o viață binecuvântată. Inclusiv, eu vreau să vă atrag atenție pentru tot ceea ce se va întâmpla săptămâna aceasta, în această vineri, exemplu, vom realiza această puternică slujbă de dezlegare cu trandafirul sfințit. Această slujbă de dezlegare puternică am început, într-adevăr, vinerea trecută, o serie de rugăciuni cu trandafirul sfințit și deja sunt multe cazuri ale persoanelor care au venit și vin în fiecare vineri și primesc de la Dumnezeu eliberare, dezlegare totală și completă. Eu vreau să vă atrag atenție atunci să vedeți cazurile veridice care arată și dovedesc tot ceea ce se întâmplă prin puterea credinței. Inclusiv, dacă doriți ajutor, puteți să ne sunați. Numărul nostru apare aici pe ecran dumneavoastră, 021-255-7300 sau 0721-805-569. Dumneavoastră, deja știți, toți cei care vor veni în această vineri vor primi un trandafir sfințit și dumneavoastră care ați luat trandafir săptămâna trecută, vinerea trecută, să aduceți trandafirul care va fi uscat, bineînțeles, se va oferi săptămâna aceasta și va atrage tot ce este rău din casă și din familia dumneavoastră, ca să-l ardem și așa totul rău să fie ars din viață dumneavoastră. Haideți să vedem atunci cazurile veridice. În câteva minute eu mă întorc împreună cu toți. Cum vă numiți? Ilie Niculina. Și cum era băiatul atunci? Băiatul sta numai în casă și nu iese afară de acolo din casă. Nu vroia să plece, nu, să muncească? Nu, îmi ziceam că să aibă și el bani, să aibă și el că e mare. Și el îmi zicea, lasă că am eu grijă, am eu grijă. Și ați venit săptămâna trecută, da, plângând? Da. Într-ună? Da, și acum băiatul mi-a dat copie după buletin ca să-i îi duc la mine acolo. Să... Deja vrea să muncească? Da, vrea să muncească. Nu vroia? Nu vroia. Deloc? Deloc. Îl chema șefii unde a fost el și îl chema acolo la muncă și zicea că... Era un duh de blocare, da, spirituală. Zicea că unde a fost el nu mai se duce. Uh-huh. Are un orgoliu. Era trist, mâhânit, da, acasă, închis. Da, da. Și după ce ați venit săptămâna acum trecută... Acum am zis, mami, te ascult, merg la muncă, că n-avem... Amin? Amin. Așa să fie? Aplaudați pe Iisus Hristos, vedeți? Dânsa a venit o vineri. Dânsa s-a rugat aici la noi o vineri. Prima dată, ați venit pentru prima dată? Da. Săptămâna trecută? Da. Pentru prima dată? Prima dată. Și Dumnezeu deja v-a răspuns. Da. Așa să fie. Amin? Să fiți binecuvântată. Mergeți cu Dumnezeu, aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Viorica. Doamna? Viorica. Care problema a fost? O mare. Ce simțiați? Care erau simptomele? Amețeam, părinte. Eram foarte. Erați tristă? Tristă, mâhnită. Dacă erau dureri sufletească, era tristețe? Multă. Multă tristețe. Mult. Sufletul era mâhnit. Foarte mâhnit. Trist. Dar după rugăciunea aceasta, cum vă simțiți? Mă simt altfel. Poftim? Mă simt altfel. Altfel? Mai fost, părinte, aici. Mai puternică? Mai puternică. Vă simțiți bine? Da. De când sigur? Vin aici la biserică. De când veniți? Da. Atunci dumneavoastră, venind de 2 ani, da. Suflet, erau tristețe? Am venit tot timpul, că n-am putut să vin tot timpul, dar am urmărit de la televizor. Erau tristețe? Foarte. Mâhânire? Și care erau simptomele tristeței?
Grele? Cum așa grele? Foarte. Explicați-mă. Necazuri foarte, 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 foarte mari. Plângeați mult? Mult. Și după ce veniți, vă simțiți eliberată? Cum este? Da, da. E și bine. La televizor dimineața mă uit și seara, când am posibilitate. E bine. E bine, Părinte. Cine va binecuvântat? Iisus Hristos și Dumnezeu nostru. Amin, așa să fie. Aplaudați pe Iisus Hristos. Amin. Care erau simptomii spirituale? Deci eram tristă, mâhnită. Tot timpul ziceam că nu am nicio ieșire. Și m-am dus la multe biserici, dar tot degeaba, nu mi-am găsit alinarea. Deci aveam insomnii, nu mai aveam chef de viață, aveam o greutate pe tot corpul. Deci eu, efectiv, începeam să fiu deja... O greutate pe tot corpul. O legumă. Da. Nu mai simțiți niciun simptom spiritual? Nu. Că din cauza, dacă nu dormeam, era și cazul că nu... Și acum, dormiți bine? Acum dorm bine, n-am nicio problemă. E bine. Sunt puternic. Eliberată. Eliberată. Dezlegată. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Intrând pe ușa din casă, multe persoane deja pot simți energia negativă din interiorul ei. Un ambient încărcat unde certurile, problemele trupești și sufletești, mizeria și tulburările sunt mereu prezente. Nu există pace și nici odihnă. Simt o greutate constantă peste ele. Timp de 7 vine, vom folosi trandafirul sfințit pentru a duce lumina lui Dumnezeu în casa ta. Eu sunt trandafirul din Sharon și crinul văilor. În această vineri vei primi un trandafir cu o picătură din elementul sfințit și în casa ta îl va reprezenta pe Domnul Iisus. Și precum pe crucea Calvarului toate blestemele au fost atrase asupra lui, prin credință acest trandafir va absorbi răul din casa ta. La Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Fundei numărul 11 în sectorul 2, la ora 9, la ora 15 sau la ora 19 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Dragii mei, atunci vineri aceasta la ora 9, la ora 15, la ora 19. Eu voi fi cu toți la ora 9 dimineață, primei slujba zilei și de asemenea la 19. La 15 va fi și slujba, dar nu rătați această slujba de dezlegare. Sunt persoane care spun așa, Părinte, dar de ce să fiu dezlegat? Există dezlegare? Ba da, există, pentru că sunt persoane legate. Poate nu în sens fizic, dar sunt legate de o problemă anume. Sunt legate, exemplu, de o tristețe profundă, sunt legate, exemplu, de o problemă în familie care de ani de zile există, sunt legate de o problemă trupească și din cauza acelui problemă, această persoană nu mai are poftă de viață, dumneavoastră vă simțiți legați. Când o persoană este legată, ea nu poate să se deplaseze, ea nu poate să se miște. De ce? Pentru că e legată. Și așa dumneavoastră chiar vă simțiți legați din cauza unui rău. Dumneavoastră simțiți o greutate deasupra dumneavoastră, ca și cum cineva ține de picioarele dumneavoastră ca să nu mergeți mai departe. Într-adevăr, dragii mei, există un rău. Probabil, foarte probabil, dumneavoastră sunteți victimă unei vrăjitorie. Dar noi vom desface, noi vom combate acest rău în numele Domnului Iisus Hristos. Vom realiza această slujbă de liberare și dezlegare spirituală, cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu facem nimic în afară din cuvântul lui Dumnezeu. Totul ce facem aici e bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv acest trandafir care veți primi va fi pentru binecuvântarea dumneavoastră și familie. Când veți intra cu trandafirul în casă,
veți spune așa, să fie lumină. Să fie lumină. Și prin credință, lumina lui Dumnezeu va intra în casă dumneavoastră. Haideți să ne rugăm! Este momentul să unim credință, dar eu vă aștept în această vinere aici la Catedrala Credinței, Șosea Fundeni, notați acolo adresa, Șosea Fundeni, numărul 11, sector 2, București, vis-a-vis de fostul supermarket XXL și actual Penny Market. Eu vă aștept. Cum vă numiți, doamnă? Virginia. Ce s-a întâmplat? Simțeam o greutate, capul parcă era congestionat, picioarele parcă eram împiedicată de la totul șolduri. Totul vedeți. De la șolduri asta, dar ieri la picioare. Ieri am simțit așa o săgeată în inimă, apoi a mers în ficat, s-a dus pe coloană, s-a lăsat în picioare. Dar s-a lăsat în piciorul stâng încât nu mai puteam pe stradă să merg deloc. Eu strigam pe Domnul Iisus, strigam Duhul Sfânt să mă ajute ca să pot să merg, să ajung acasă. Și zic, asta e piedica pentru că mâine eu am luat decizia de la începutul săptămânii că trebuie să ajung și zic am înțeles. Cum vă simțiți după rugăciune de dezlegare? Foarte bine. Foarte bine. Foarte și aceea problemă la picior. Nu mai este. Nu mai este? Nu mai este. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Nu mai mă simt împiedicată. Eram împiedicată. Era ceva care vă împiedica. Parcă erau umflate picioarele, dar cu o greutate încât mă chinuiam să ridic picioarele de la șolduri. Ați înțeles? Și totul la mine totul pornește de la ceafă, se lasă în omoplați. Se duce pe coloană în hernia de disc și apoi se duce aici. Totul la picior. După rugăciune. Problema începe cu picior. Cu picioarele călcăm. Și acum? Acum bine. E bine, aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Eu țin. Mariana. Domnul Mariana, da. Atunci ați ajuns, cum era starea? O stare de neliniște, capul mi-era foarte, foarte greu, exact cum aș fi avut un bolovan, o greutate, ceva rău. Ceva rău și mergeam înainte și parcă tot doam înapoi. Ceva care mă ținea pe loc ca să nu ajung aici. Mm-hmm. Iar acum, după rugăciune, mă simt ușurat. Ușurat. Mă simt altfel de om, deci nu mai am stările mm-hmm. care le-am avut. Vedeți, asta se întâmplă. Sunt persoane care vor să dau un pas înainte, dar din contră, dau 10 înapoi. Așa v-ați simțit? Da. Blocată, legată. Da, da. Mergeam înainte, dar simțeam că vin tot ceva înapoi. Ceva vă trage în spate. Exact. Vedeți? Și am zis într-una Tatăl nostru și am ajuns aici. Ați ajuns. Și după rugăciune de dezlegare. Și acum mă simt foarte bine. Foarte bine. Da. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Acum, momentul rugăciunii cu Părintele Lucian. Dumnezeu meu și Tatăl meu ceresc, în numele lui Iisus Hristos, noi ne rugăm în favoarea acestor persoane, această persoană care este acasă, tristă, supărată, chinuită, deprimată, mâhnită, poate vrea să se omoară din cauza problemelor, dar acum, prin această rugăciune, să intre în casă acestor persoane această lumină. Cei care Dumnezeu suferă cu insomnie, suferă cu o tristețe profundă, o depresie, cei care suferă, Dumnezeu, cu gânduri de moarte, cei care, Dumnezeu, nu mai au poftă, chef de viață, această persoană vrea să dispară din cauza problemelor, vrea să se divorțeze, căsnicia aceasta este pe pragul unui divorț. Această persoană se roagă cu noi pentru că ea nu mai are la cine să apeleze. Atunci ea apelează la tine, Doamne, prin această rugăciune. Această mamă care se roagă în favoarea copiilor, drogați, viciați, rebeli. Această soție care se roagă în favoarea soțului care este afemeat, agresiv, care o bate mereu. Această persoană care se roagă pentru că nu are spor financiar, e fără loc de muncă, lipsește tot în casă, e lipsuri de toat, dar acum Dumnezeu să intre, să pătrundă puterea ta,
pentru a da forță ca această persoană să ajungă aici, la Catedrala Credinței, în această vineri. Dragii mei, puneți mâna dreaptă pe ecranul televizorului, pe acest trandafir care apare acolo și în numele lui Iisus prindeți forță să ajungeți aici la Catedrală, aici în casa lui Dumnezeu, să fiți eliberați de acest rău în numele lui Iisus. Noi determinăm, Dumnezeu, să se întâmple această minune și toți cei care cred să fie binecuvântați. Noi determinăm ca acel pahar cu apă să fie sfințit. Când această persoană va bea, să prindă forță și putere și să fie însănătoșită. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și toți cei care cred să repete cu mine, amin, amin, așa să fie. Dragii mei, cu multă încredere, beți această apă și să fiți toți binecuvântați. Cu siguranță, participando la rugăciune, ați prins forță, putere ca să ajungeți și aici la catedrală, la locașul Duhului Sfânt, ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste și să vă elibereze de totul ce este rău. Dar eu vreau să vă atrag atenție, dragii mei, pentru ceea ce se va întâmpla și în această duminică. Duminica aceasta, în toate locașurile Duhului Sfânt, va fi ziua sau duminică decizie. De ce? Pentru că dumneavoastră, desigur, vreți să o decizi în viața dumneavoastră. Noi avem exemplu prorocul, profetul Ilie. Ilie era un proroc al lui Dumnezeu și Biblia spune că Ilie a ajuns la un moment dat, s-a revoltat împotriva situației în care era țara, pentru că poporul șchiopata între două gânduri. Odată poporul se închinea lui Dumnezeu, odată poporul se închinea lui Baal. Și Baal era un Dumnezeu pagan. Atunci Ilie, revoltat împotriva acelei situații, le-a chemat poporul la o decizie. Ele a chemat poporul la o provocare. Pentru că dacă Dumnezeu era Dumnezeu, atunci Dumnezeu răspundea prin foc. Dacă Baal ar fi Dumnezeu, atunci Baal răspundea prin foc. Și asta Ilie a făcut, o provocare cu toți prorocii lui Baal. Erau 450 de prorocii lui Baal și Ilie era singur. Ei au pregătit un altar pentru Baal, ei au pregătit și jertfa pentru Baal, dar au strigat de dimineață până la miezul zilei și niciun răspuns. De ce? Pentru că Baal niciodată nu a fost și nu este Dumnezeu. Nu este. Atunci Ilie a făcut și el un altar pentru Domnul, altarul lui Dumnezeu, a zidit acel altar, el a reparat pentru că altarul era distrus, într-adevăr, a pus lemnele în ordine pe altarul lui Dumnezeu, a tăiat taurul în bucăți, a pus acolo pe altar. Și Biblia spune că el a strigat. Strigătul lui au fost în jur de 30 de secunde. Strigătul lui a fost în jur de 30 de secunde. Când el a strigat la Dumnezeu, când el a strigat lui Dumnezeu, strigătul lui a ajuns la urechile lui Dumnezeu. Și imediat Dumnezeu a răspuns prin foc. Focul a căzut din cer. Și a fost în acea zi o decizie, pentru că tot poporul s-a plecat cu fața la pământ și l-a glorificat, l-a adorat pe Dumnezeu. Asta se va întâmpla duminică. Dumneavoastră care ziceți, Părintele Lucian,
și eu vreau o decizie. Vreau o decizie în viața mea, pentru că nu mai suport această problemă în familie, nu mai suport această problemă economică, nu mai suport această problemă sentimentală. Dumneavoastră ziceți, nu mai suport această traumă, aceste complexe, această mizerie, această problemă trupească. Părintele Lucian, eu am ajuns la limita suferinței. Dumneavoastră așa sunteți. Ați ajuns la pragul problemei, la pragul suferinței. Și dumneavoastră ziceți, eu vreau un răspuns de la Dumnezeu. Dumneavoastră ziceți, părinte, eu vreau un răspuns, eu vreau schimbare. Eu nu mai accept această situație. Atunci, cum zice pe Psalm 119 cu 126, Biblia spune acolo, este timpul să lucreze, Doamne. Dumnezeu va lucra în viața tuturor celor care au această revoltă. Și dacă credeți, în această zi, focul lui Dumnezeu se va pogoră, va cădea în viața dumneavoastră și va arde, va distruge, va mistui toată suferința și vă va da o viață nouă. Duminică aici la catedrală și în fiecare locașu Duhului Sfânt, la ora 8, la ora 10 în special, dar și la ora 15. Haideți să vedem această marturisire, cineva care de asemenea s-a revoltat împotriva problemei, cineva care de asemenea a luat o decizie împotriva problemei, fața lui Dumnezeu și Dumnezeu a răspuns prin foc și o minune s-a întâmplat. Haideți să vedem! Numele meu este Izabela și sunt din Cluj-Napoca. Înainte ca eu să vin la locașul credinței din Cluj-Napoca, viața mea era distrusă. Chiar din copilărie, părinții mei au divorțat și eu am crescut doar cu mama mea și cu fratele meu. Așa au trecut ani și eu am devenit o tânără foarte tristă, închisă, nu aveam încredere în oamenii din jurul meu, eram doborâtă și nu găseam locul meu în această lume. Aveam de asemenea un gol în interiorul meu și acest gol nu a umplut nici familia, nici prietenii, nici la școală nu am reușit să umplu și nu găseam un sens al vieții mele, un motiv pentru care să continui viața mea. Mama mea deja frecventa locașul credinței și văzându-mă așa în această stare, ea m-a invitat că și eu să vin pentru că mi-a spus că viața ta se poate schimba în acest loc. Dar eu nu am acceptat această invitație. Chiar ani de zile mama m-a invitat și eu nu vroiam să vin. Eu spuneam că eu nu voi merge acolo pentru că eu deja mă duc la o altă biserică. Și dacă viața mea nu s-a schimbat la cealaltă biserică, atunci de ce s-ar schimba în aceasta? Și eu eram cu acest gând că eu nu voi merge. Și nu acceptam invitația mamei. După o perioadă, viața mea mergea din ce în ce mai rău. Și un gând îmi spunea mintea mea că eu să vin în acest locaș, pentru că aici viața mea se poate schimba. Și după o perioadă eu am spus că eu voi merge la acest loc, dar dacă viața mea nu se va schimba aici, atunci nu mai are rost ca eu să trăiesc. Și eu am venit într-o zi aici în locașul credinței și am început să particip la slujbe. Am venit miercuri, am venit vineri, duminică și viața mea a început să se transforme. După un timp, eu am auzit de campania și am decis să particip și eu la această campanie. Eu am depus un sacrificiu pe altar, dar acesta nu a fost 100%, pentru că eu m-am depus și viața mea pe altarul lui Dumnezeu. Astfel, viața mea a rămas la fel, pentru că sacrificiul meu nu a fost adevărat și astfel Dumnezeu nu a schimbat viața mea. Când a venit a doua campanie, atunci eu deja am înțeles ceea ce înseamnă, ceea ce eu trebuie să fac. Și cea mai mare dorință mea a fost ca viața mea să se schimbe, ca Duhul Sfânt să fie în viața mea. Am sacrificat pentru acest lucru, ca Duhul Sfânt să intre în viața mea și ca astfel ca eu să fiu o nouă persoană.
după campanie, viața mea încet, încet a început să se schimbe. Eu am început să fiu mai deschisă, mai veselă, aveam încredere deja în persoane, vorbeam cu ele, eram deja fericită. Astăzi eu sunt o nouă Izabela. Izabela din trecut nu mai există, pentru că în locul tristeții a intrat fericire, bucurie. Eu am acum pace, eu sunt bucuroasă, am poftă de viață, viața mea a primit un sens, pentru că Duhul Sfânt a intrat în mine. Și vreau să sfătuiesc pe toate persoanele care vor să sacrifice în această campanie, că el să pună toată viața lor pe altarul lui Dumnezeu, să se dăruiască de tot și Dumnezeu va schimba viața lor, la fel cum a schimbat și viața mea. Până când veți mai șchiopăta între două gânduri? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați-L pe El. Dacă Baal, urmați-L. Aduceți doi tauri. Alegeți pentru voi unul dintre ei. Tăiați-L în bucăți. Puneți-L peste lemne, dar nu dați foc. Eu voi pregăti celălalt taur. Îl voi pune peste lemne și nu voi da foc. Dumnezeul care va răspunde cu foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Oare va mai întârzia mult? Vom muri de cald cu acest soare, înainte ca Baal și Asera să trimită foc. Sunt 12 pietre, precum cele 12 triburi ale lui Israel. Și vor fi ca temelie și altar pentru sacrificii înaintea Domnului. Acum am nevoie de 4 ulcioare mari cu apă pentru a le vărsa peste altar și peste lemne. Doamne Dumnezeul meu, Dumnezeu al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Israel, să se cunoască în această zi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Și că am făcut toate acestea după cuvântul Tău. Răspunde, Doamne! Răspunde, Doamne! Ca acest popor să știe că Tu, Doamne, ești Dumnezeul adevărat. Și că Tu le-ai întors inima înapoi.
Vedeți, asta se va întâmpla și în viața dumneavoastră. Cu siguranță puterea lui Dumnezeu se va manifesta duminica aceasta. Deja știți, duminica decizii. Și noi vom fi cu toți și vom determina decizia lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Dacă credeți, nu rătați această mare oportunitate și cu siguranță focul lui Dumnezeu va cădea, va pogoră, se va pogoră în viața dumneavoastră și o minune se va întâmpla. Așa cum Dumnezeu i-a răspuns lui Ilie, El vă va răspunde și vă va binecuvânta. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, a fost o mare plăcere ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea multă lumină, multă putere, să fiți tare, mergeți în față, nu dați înapoi niciodată. O mare îmbrățișare, la revedere, pe curând, numai bine!